Și vă spun un secret, nu este un scop, dar este mai mult un vis, un vis care este realizabil și un vis pentru care vom lucra intensiv anul viitor. Este vorba ca capitala Chișinău să devină capitala europeană a tineretului 2019. Un lucru care va ajuta multe lucruri în Chișinău să se întâmple mai bine și mai frumos. De asta puteți să nu puneți în știre, adică spun pleșcă o promis și...